Așa cum a început anul cu ordonanțe de urgență, de fapt se termina anul trecut cu ordonanțe de urgență, așa se și termină 2013, a se vedea ordonanța menită să amâne aplicarea noii legi a publicității stradale. Ce înseamnă această ordonanță, fiind de foarte mare actualitate? Probabil că se încadrează în viziunea pe termen lung a conducerii țării. Nu-mi dau seama, este hilar. Adică legea referitoare la Audor a ieșit anul acesta. Vorbeați mai devreme de o lipsă de viziune a autorităților. Se manifestă sau poate nu se manifestă. Încă o dată, noi nu știm care sunt obiectivele. Noi încercăm să înțelegem obiectivele. Poate obiectivele sunt cu totul altele și poate că toate lucrurile astea se întâmplă bine calculate. Din punct de vedere al pieții de comunicare, vedem și ne adaptăm la aceste surprize. Suntem și noi la fel de creativi, astfel încât să ne adaptăm fantastic de rapid la toate aceste schimbări. Altă metodă nu văd. În aprecierea că va rămâne relativ egală piața, țineți cont și de faptul că anul viitor vor avea evenimente foarte mari, alegeri, două runde de alegeri, plus un campionat mondial, plus o olimpiadă, etc. Alegerile nu influențează piața de publicitate, n-au influențat-o nici data trecută, n-or să o influențeze nici anul viitor. Firește, din punctul de vedere al concentrării consumatorului pe perioada alegerilor, vorbim de o altă temă. Dar da, campionatul mondial de fotbal, olimpiadele, sau olimpiada, sunt evenimente sportive cu foarte mare audiență, în special audiență televizată, iar aici televiziunile care vor transmite vor monetiza, vor încerca să monetizeze la maxim. TVR-ul probabil că va avea un an foarte bun, mult mai bun decât 2013. Ultima întrebare. Insist pe o întrebare de la un cititor. Câte guverne ați prins de când lucrați în publicitate? Și pe toate. V-aș ruga să faceți un clasament al guvernelor din punct de vedere al sprijinului și al prieteniei manifestate față de business și față de piața de publicitate. Și unde v-ați încadra, unde ați încadra actuala stare de fapt? Nu, de fapt facem altfel. În afară de acest guvern, da, niciun alt guvern nu a avut o interferență în piața de publicitate, în piața de comunicare. Inițiative legislative au mai existat. Au existat, dar au existat în acord cu industria. Industria a fost întrebată, industria a fost consultată. Și atunci este firesc ca dacă măsurătoarea audiențelor de televiziune sau de radio au fost făcute de către industrie împreună cu reprezentantul guvernului și anume CNA-ul, Consiliul Național al Audiovizualului. Dar a fost o conlucrare, a fost un parteneriat între cele două părți pentru un rezultat mai bun pentru industrie. Nu a fost o impunere a părții, a uneia dintre părți asupra celeilalte, mai ales că la momentul respectiv și anume când au fost făcute audiențe, s-a întreprins această măsură de măsurare a audiențelor, era o nevoie. Acum nimeni n-a cerut nimic din industrie, ci pur și simplu ne-am trezit cu o inițiativă la care nimeni n-a fost consultat. A fost o surpriză. Că e vorba despre o autoritate incomparabilă? Ultima întrebare, da sau nu, că nu mai avem timp. Despre autoritate? Incomparabilă cu cele de până acum? Este pur și simplu nouă. Nu vreau să pun etichete.